de dimineață, te ajută să scapi de greață. La dimineața, la cafea, nu am mers aparatul de cafea și am întârziat un pic, dar până la urmă am făcut-o. Avem și invitat astăzi, lunea, aproape că a devenit o obișnuință, așa la 2-3 săptămâni, să ne întâlnim cu prefectul de Neamț ca să vedem ce se mai întâmplă în această prea frumoasă țară și în acest prea frumos județ. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața. Adică bine ne-ați găsit, sper. Bună dimineața și noastră și telespectatorilor, celor care sunt matinali și ne urmăresc la această oră. Erau mai matinali un pic ca de obicei, dar astăzi, na. E luni totuși, vin sărbătorile, suntem, ca să spunem așa, din ce în ce mai buni. Buni, mai permisivi, mai cum să zic eu, înclinați să ne iertăm aproapele. Lucrul ăsta merge și în politică? Vom vedea, știu. Deci, în perioada asta de sărbători, suntem mai buni cu, nu dușmanii, adversarii politici. Deci, sau lucrurile îți merg ca înainte? Întreb și eu așa, ca de început, să fie o emisiune calbă. Păi depinde, domnul Vali, cum are rațiunea fiecare. Într-o viziune din punctul meu de vedere și a colegilor din PNL, viziunea trebuie să fie întotdeauna înainte și să fie o viziune proactivă. Dacă discutăm și ne uităm întotdeauna doar în trecut, sigur putem găsi foarte multe lucruri, de exemplu vis-a-vis de coaliția care s-a format în România, adică între PNL și PSD, putem vedea... Vă rog să nu uitați-o de mereu. Și UDMR, dar nu vorbim strict de Neamț, de asta n-am amintit de cei de la Maghiar. Dacă ne uităm în trecut, sigur, sunt foarte, foarte multe lucruri care ne despart. Sunt foarte multe lucruri pe care le poate invoca fiecare dintre părți, pentru că nu din 2014-2021, 7 ani de zile, cele două mari partide, de dreapta și de stânga din România, și liderii care reprezintă cele două partide au fost antagonizați, au fost într-o dispută politică și au fost adversari politici redutabili, de altfel unii față de alții. Și atunci, sigur, dacă ne uităm doar în trecut, nici nu ne mai salutăm pe stradă. Dacă stăm bine și înțelegem prezentul și ne uităm spre viitor, cred că fiecare, dacă analizează lucrurile cu maturitate și cu înțelepciune, poate își putem găsi o zonă în care să conlucrăm, o zonă în care să ne respectăm, o zonă în care să avem bun simț politic și să construim în perioada următoare lucruri pentru județul Neamț și, de ce nu, pentru România, sigur, la alt nivel. Pentru că, domnul Bălănescu, în următoarea perioadă, anul 2022, 2024, 2025, următorii 3 ani de zile, județul Neamț, în mod normal, vor veni foarte mulți bani, foarte multe investiții în județul Neamț. Vorbim odată de autostrada A7, care trece Bacău, Pașcani, și trece prin zona municipiului Roman și periurbanul Romanului Roman Metropolitan, care e o investiție extraordinară și care se va materializa probabil sau cel mai sigur în perioada anilor 2023-2025. Vorbim de drumul expres Piatra Neamț-Bacău, care la fel în perioada 2023, probabil 2025-2026, intenția este să se materializeze. Vorbim de ce înseamnă Programul Național de Investiții Anghel Salini, care înseamnă, cred că, 10, dacă nu peste 100 și ceva de milioane de euro care vor intra în perioada 2022-2024 în județul Neamț în investiții în infrastructura locală, fie dacă vorbim de drumuri, fie dacă vorbim de canalizare, fie că vorbim de apă și inclusiv de gaze naturale, înființări rețele gaze naturale, că acest proiect se deschide în ianuarie 2022. Per ansamblu sunt investiții mari, serioase, care vor veni în județul Neamț și cred că pentru a putea genera, pentru a putea construi în zona acestor investiții, pentru a le putea implementa, e nevoie și de înțelepciune politică în zona Neamțului. Bun. Ați discutat despre această nevoie de înțelepciune până acum, nu în partid? S-au purtat discuții. Eu personal n-am discutat în ultima perioadă, probabil că voi discuta. Adică înțelepciunea asta se transmite, eu înțeleg, și prin educație, și prin sigur școală, și prin școală politică, dar bănuiesc că ea trebuie și împărtășită.
Adică, experiențe știți politice. Cum e de obicei când te căsătorești, cel puțin la început, și persoana cealaltă vrea. Nu, că dacă nu vrea e violă. Da, bine, dar în politică violă deja nu mai e o infracțiune. Nu, înțelepciunea politică trebuie să izvorască de la ambele partide, ca să spun așa, și PNL și PSD, de la liderii celor două partide. Poziția mea, cum am spus și mai devreme, și a PNL-ului, este de a privi cu maturitate și cu înțelepciune lucrurile, de a le așeza temeinic pentru viitor și de a exista o colaborare strict politică și administrativă într-o zonă în care acele investiții despre care am vorbit și nu doar, și alte multe investiții, să le putem regăsi în județul Neamț. Că până la urma urmei, știți cum e, nu numele contează, nu partidele, dacă vreți, până la urmă contează, contează cu ce rămâi după 3 ani de guvernare și cu ce ai material, cu ce ai realizat în județul Neamț. Pe omul simplu, că vorbim de la Borca până la Târgu Neamț, la Târgu Neamț, la Roma sau în partea elaltă la Ceahlău sau Piatra Neamț, omul simplu, până la urmă, electoratul, când trage o linie la sfârșitul unui ciclu electoral, adică de 4 ani sau unui ciclu de guvernare, și trage o concluzie, vrea să vadă dacă, eu știu, calitatea vieții, dacă investițiile în fiecare zonă au crescut, dacă s-au materializat, dacă lucruri bune s-au întâmplat. Cu asta rămânem în societate, cu asta rămânem între oameni și în localități. Pentru, repet, pentru lucrurile astea e nevoie de maturitate politică. Sper că și colegii noștri din Alianță să aibă o viziune pozitivă și o abordare echipzuită. Eu din ce înțeleg din vorbele dumneavoastră este că încă nu există un răspuns din partea domniilor lor. Sau să vedem care va fi și poziția lor la un moment dat. Cam ce ar trebui, nu știu cum să mă exprim să nu greșesc, cam ce ar trebui să exprime PSD-ul în acest moment? Doar o simplă dorință de colaborare? Ea, teoretic, la nivel central există. Ați văzut că și la nivel central sunt tot felul de și de colegi, până la urmă, și dintr-o parte și din alta, și tot felul de lucruri care ies în dezbaterea publică. Dacă vorbim strict de București, unde l-am văzut pe colegul președintele PNL București, pe domnul Ciucu, care destul de vehement împotriva PSD-ului, sunt și acolo nuanțe. Depinde politica, doar dumneavoastră știți foarte bine, nu e o căsătorie. Politica nu se face pe sentimente sau pe dragoste, ci pe bună înțelegere, bună conlucrare și de-aia am spus de maturitate politică sau cum vrem să o numim. Și de interese comune, până la urmă. Și de interese politice comune, dar interesul final, pentru că și PNL și PSD sau oricare alt partid din România, oricare lider, oricare formațiune, la momentul 2024, când faci decontul, când tragi o notă de concluzie și mergi din nou la un moment dat în fața electoratului să ceri încredere, să ceri vot, electoratul te va judeca după ceea ce ai făcut, după ceea ce ai promis și ai făcut sau după rezultatele pe care tu, ca partid, tu, ca lider, le-ai implementat într-o regiune, într-un județ, într-o localitate. Despre asta vorbesc. Bun, acum au trecut deja câteva săptămâni, nici nu știu de când e guvernarea, că deja nu mai țin minte exact. Au trecut câteva săptămâni. Unii spun așa. Eu nu spun așa. De ce? Pentru că știu că interesele sunt mult mai mari. Unii spun așa. Nu vi se pare că vedeți din nou joaca aceea în guvern între PNL și Uniunea Salvați România? Adică ce se întâmpla? Era guvernul trecut, da? Da. Și tot timpul asistam aproape zilnic la mici răfuieri, contre în interior. Interiorul actului de guvernare. În interiorul actului de guvernare și în interiorul coaliției de guvernare raportat la zona locală, unde USR-ul critica PNL-ul, se mai întâmpla și invers. Adică erau așa un fel de meci de ping-pong cu miză interesantă. Acum asistăm la același lucru în interiorul actului de guvernare și în interiorul coaliției? Sau nu? Pentru că domnul de la București
Da? Domnul de la București, se știa cam care era poziția lui și înainte. Acum știți cum e. La momentul ăsta nu cred că diferendele opinii sunt atât de mari sau neînțelegerile sunt într-o zonă în care putem discuta de o acutizare. În mod clar, dreapta cu stânga, dat fiind și experiența ultimilor 7 ani de opoziție totală între PNL și PSD, nu e ușor, nu e simplu, nu e la îndemâna oricui să vii după 7 ani să spui, domnule, ne-am certat 7 ani, am fost, ne-am acuzat, ne-am șicanat, am făcut anticampanie unii față de alții. În unele județe chiar ne-am luat gâtul. Aproape de a ne lua și gâtul. Bine, la modul figurat acolo, nu neapărat. La modul că nu figurat, s-a normal. Chiar așa în realitate. Acum gâtul trebuie să rămână disponibil pentru câte o sărutare. Că tot vine vorba că vin sărbătorile de iarnă. Toată lupta asta e greu deodată să spui, domnule, am uitat-o total, e reset, am scos-o din memorie și de azi înainte suntem ca frazia. Asta este destul de greu. De aia și timpul e important, pentru că timpul poate cicatriza din rănile trecutului, vorbesc cele politice, și totodată timpul poate oferi perspectiva și unora și altora, adică și PNL-ului și PSD-ului, să fie echitabil unii față de alții, să se înțeleagă și să guverneze pentru România. De asta s-a și dorit o guvernare cu o stabilitate mare, în Parlament, pentru a nu mai exista întotdeauna presiunea, domnule, stai că avem moțiune de cenzură, stai că nu știu ce se întâmplă, stai că dărâmăm guvernul, stai că mai erau și colegii de pe la oră, domnule, stai că dărâmăm și suspendăm și pe președintele României. Adică instabilitatea asta guvernamentală până la urmă nu aduce bine unei țări, nici din punct de vedere financiar economic, nici din punct de vedere al investițiilor și nici pentru noi cetățenii care zi de zi asistăm pe fondul escaladării tensiunilor în fostul guvern, scumpiri de prețuri, creșterea euro, poate ratele la bancă pot să crească și influențează dobânda. Adică instabilitatea clar nu produce, nu aduce niciun fel de beneficiu pentru România și pentru români, iar o stabilitate guvernamentală, chiar dacă e formată din PNL și PSD, două partide diametral opuse ca viziune, poate conferi țării noastre pe următorul parcurs, pe următorii 3 ani, o zonă de stabilitate și de predictibilitate. Da, nimeni nu spune că nu este așa. Problema este dacă lucrurile care vă apropie acum, adică actul de guvernare, sunt mai puternice decât resentimentele din trecut. Și pentru oricine lucrul ăsta este foarte important. Vorbesc de cei care... Corect. Este foarte important, pentru că altfel, o să spunem așa, domne, ăștia vor fi acolo și vor trage la joale până la limită și întrebarea noastră este ce vine după limită. Pentru că, eu vă dau un singur exemplu. Toată lumea ne uităm ce zice domnul Ciucu, nu? Sau da. Ce zice domnul Grindeanu, ce zice nu știu cine de la USR, ce mai spune nu știu cine. Dar dacă ridicăm capul din lucrurile astea, ne întrebăm ce se întâmplă în Donbas, că acolo și că ar fi probleme, așa am auzit că ar fi probleme care s-ar putea să te intereseze și pe noi dacă devenim graniță. Păi, cu, la granița noastră. Nu, dacă devenim graniță directă cu Rusia. Rusia. Și acum am înțeles că mai avem posibilitatea unei noi granițe. Eu n-am pașaport făcut valabil în momentul ăsta și aș vrea să merg până la Sibiu. Am înțeles că îmi trebuie o carte de identitate secuiască. Am citit în presă, nu am studiat materialul din presă. Eu am învățat un lucru. Dar nu cred că e posibil așa ceva. Eu am învățat un lucru, că nicio chestie din asta nu este întâmplătoare. În Ungaria au loc alegeri. Domnul Orban nu stă extraordinar de bine față de ultimele alegeri. A venit să taie un porc pe undeva prin Baia Mare. Probabil că are nevoie să circule mai ușor prin zona secuiască. Dincolo sunt probleme cu naționalitățile. Domnul președinte al Ucrainei tocmai a anunțat, mă rog, că ia în calcul un referendum pentru zona Donbas și zona cealaltă deja ocupată de o parte de Rusia. Deci o să avem un guvern stabil,
E ok. Și în contextul ăsta... Și în contextul ăsta e nevoie de un guvern stabil. Și în acest context extern... Dar dacă trebuie să mai fac un act de identitate, bine, eu am acolo un avantaj, că am stat câțiva ani în zona respectivă și poate mă recomandă cineva. Dar n-am văzut o reacție măcar așa de formă. Nu am urmărit subiectul în mod deosebit, am citit și eu în presă, cred că ieri m-am sau altă ieri. M-am liniștit că dacă era ceva serios, ați fost informat. Dar, da, dacă ne trebuiau cărți de identitate, probabil ministrul afacerilor interne ar fi la măsuri în acest sens. Nu am citit articolul respectiv, dar nu cred că e posibil, din punct de vedere legal, într-o țară democratică și consolidată, cu o democrație, să zicem, chiar dacă e tânără, dar s-a consolidat în ultimii ani în România, să... o regiune aparte din cadrul României sau un județ, două, să își facă cărți de identitate separate care să fie acte valabile pe teritoriul României. Așa ceva nu cred că se poate întâmpla din punctul meu de vedere. Dar poate decât vor fi dacă... valabile pe teritoriul Ungariei. Aia e altceva ce trebuie noi cu teritoriul Ungariei. Acolo eu dacă mă duc îmi trebuie buletin sau pașaport după caz. Dacă am buletinul, merge cu buletinul. Îmi trebuie pașaportul. Dar ar fi un act de sfidare la adresa... instituțiilor statului din România, ca un corect cetățean din Harkov, să se ducă cu o carte de identitate, să-i fie recunoscută la granița maghiară. Și să nu fie recunoscută pe teritoriul României. Înțelegeți? Adică am înțeles foarte bine. Sunt niște lucruri... Bun, autoritățile române, în mod normal, trebuie să fie ferme și să nu permită astfel de escaladări în unor situații izolate. Eu vă spun acum că tocmai am primit un mail. Deci apropo de stabilitate și nevoia de stabilitate și de predictibilitate. Tipografia m-a anunțat noile prețuri propuse pentru tipar începând cu luna ianuarie, care cresc semnificativ. Și pentru că totul este predictibil, îmi spun așa, peste 3 luni vom avea o nouă discuție pentru a vedea cum se așează prețurile în piață. Deci ce știu eu în momentul acesta este că s-au mărit prețurile și că peste 3 luni avea o discuție. Din punctul ăsta de vedere, câtă predictibilitate credeți că vom avea la nivelul României cu un guvern stabil? Predictibilitatea e foarte importantă din două aspecte. Odată pentru investitorii străini sau pentru mari investitori care vor să vină în România și au nevoie de o stabilitate guvernamentală și de niște parteneri cu care să poată discuta dacă vor să facă investiții majore în România, asta pe o zonă. Pe a doua parte, e nevoie de predictibilitate în tot ceea ce înseamnă sistem de educație, sistem sanitar, tot ceea ce înseamnă grile de salarizare și, foarte important, predictibilitatea pentru domeniul economic. Adică pentru cei care sunt astăzi investitorii noștri autohtoni sau cei care sunt deja în țara noi din străinătate, au nevoie de o predictibilitate a pachetelor financiare și economice pe care le va avea România în viitorii 2-3 ani pentru a ști cum își construiesc fiecare sau cum își dezvoltă mai departe fiecare, atât resursa umană cât și business-ul. În mod clar, prețurile, am citit chiar, cred că vineri, un material foarte interesant ca previziuni al unor specialiști, atât pe plan internațional cât și pe plan național, cu privire la valul de scumpiri care l-am înregistrat în cursul anului 2021. S-ar părea că și până la sfârșitul anului 2022, ca previziunea specialiștilor, vom putea, cred că putem discuta despre o țintă de aproximativ 15% în scumpirile pe care le vom regăsi anul viitor. Adică acest trend al creșterii prețurilor se va menține. Da, ceea ce nu este neapărat încurajator. Nu, este destul de descurajator. Bun, lucrul ăsta, să știți că nu-i doar în România, este acest trend de creștere a prețurilor, este un trend mondial și european. 100% vă spun. Asta am înțeles. Problema... Suntem izolați că și noi trăim în comunitatea internațională, suntem partea UE, adică nu putem spune că, domnule, România e un stat izolat undeva într-un vârf de munte, pe noi nu ne afectează nimic. E imposibil, suntem partea economiei globale, este imposibil ca România să nu fie afectată în bine sau în rău, după caz, de ceea ce se întâmplă în piețele economice internaționale. Citeam azi dimineață un material, o declarație a domnului Dan Vâlceanu,
da, da, care apare tot mai des, pe măsură ce domnul Câțu apare tot mai rar. Și știți ce spune el? A fost de birocrație. A fost un an nebun pentru PNL. A fost un an zbuciumat, da, așa este. Nu se propune ca problema ca premierul să fie apropiat sau îndepărtat de șefii de organizații. Toată lumea, mă rog, realizează așa. El încearcă să spună că în PNL, acum, este liniște. Când vine un om care este secretar general al unui partid mare și spune, domne, stați cu minți, la noi este liniște, eu îmi ridic un semn de întrebare. Că el încearcă să liniștească nu presa, nu opinia publică, ci încearcă să liniștească partidului. Oamenii din interiorul partidului. Bun, acum să știți că nici zgomot mare nu e în interiorul Partidului Național Liberal, adică nici freamăt foarte mare sau, eu știu, discuții, disensiuni nu sunt foarte mari. Sigur, există sentimente, există lideri, există oameni din interiorul partidului care au și spun în interiorul partidului partea nemulțumirilor pe care le au vis-a-vis de poate politicile PNL-ului, poate față de asocierea cu Partidul Social Democrat sau față de alte aspecte pe care unii sau alții le văd diferit. Zbatere, zbucium există în fiecare partid. Pe de altă parte, are dreptate ministrul Fondurilor Europene, Dan Vâlceanu, când spune în articolul pe care l-a citat dumneavoastră că nu sunt probleme deosebite în interiorul PNL-ului. Da, eu întreb ce ne așteaptă în Neamț. Pentru că organizația PNL din Neamț a fost disciplinată, ca să spun așa. Adică? La congres s-a votat cu cel care a câștigat, da. Ați mers acolo, ați ales o cale ok pentru dumneavoastră. În momentul acesta, Neamțul, cel puțin din ce vedem noi, așa, este undeva, cum să vă spun eu, nu știm ce ne așteaptă. De exemplu, dacă Neamțul va obține o funcție undeva pe la ministere, da. Pardon, vedeți, s-a supărat până și cana de... Obține, domnul Bănescu. Așa, dacă Neamțul... Asta obține sigur, la ministere obține sigur. La obține sigur la, da, ministere. Mai departe nu mai... Păi nu știu, depinde, vă ascult. Dumneavoastră, ce faceți cu funcția de prefect? Nu știu să vă dau un răspuns foarte clar la acest moment. În urma negocierilor de săptămâna trecută, de miercuri trecută, mare parte a județelor din țară au fost, să zic, funcție de prefect împărțite între PNL și PSD pe conceptul... Adjudecate. Adjudecate pe conceptul președinților Consiliului Județene, prefecții să fie monocolor, indiferent de PNL sau PSD. Au rămas 3-4 județe ca și excepții pe care s-au purtat discuții în acest weekend. Neamțul fiind unul dintre... Fiind și în județul Neamțul, unul din acele puncte de județe de propuse la excepții, s-au purtat discuții între liderii celor două partide, domnul Florin Câțu și domnul Marcel Ciolacu de la PSD. Cred că în cursul săptămânii astea discuțiile se vor încheia cu o concluzie. O concluzie pe care n-aș putea să vă spun la acest moment. Am înțeles. De ce am întrebat? Pentru că mă întorc la prima întrebare. Discuțiile au fost profunde, au fost discuții, zic eu, care au generat un punct de vedere sau o zonă de echilibru pe care cred că și în cursul următoarelor 2-3 zile se poate discuta într-o zonă de echilibru și cu maturitate. De aceea prima întrebare care v-am adresat-o a fost asta, dacă există o punte de legătură, dacă au existat discuții, inclusiv pe acest aspect acum revin. Au fost discuții, sunt discuții și vor fi în continuare în următoarele zile discuții pe acest subiect și vom avea o concluzie la finalul acestor discuții. Da, s-a discutat și pentru posturile celelalte de subprefect, secretar general, pentru că am văzut undeva o chestie care pe mine m-a mirat, o declarație cuiva, că și posturile de secretar general al prefecturii... Eu greșeală cred că celor care au negociat pe la București, deci, pentru că... Eu am rămas șocat, acolo sunt niște posturi nu de alt poți, tip. Acele posturi, sigur, politica e mare, e presărată lumea politică de foarte mulți oameni care fac politică, și mai mulți, bine, voi, mai mulți și vorbesc. Mulți și vorbesc gura fără de ei de multe ori. Postul de secretar general într-o prefectură este asumat ca fiind un post de funcționar public din
și o persoană care are carieră de funcționar public în interiorul acelei instituții. Sau poate și din altă instituție și poate să vină prin transfer. În mod clar, acel post nu poți să-l asumi politic, să spui, domnule, îl împart politic. Se pot împărți foarte multe posturi politice în România fără să greșești, fără să nu respecti legea, adică întru totul corect, pentru că sunt posturi asumate politic, dar postul de secretar general nu e un post politic. Ăla este un post care ține de funcționar public. Așa este. El e asemănător puțin cu postul de secretar general al județului, care nici ăla nu este un post politic. Păi nici postul de secretar general al județului nu e politic. Acolo a fost concurs la un moment dat și face parte de funcționari publici. Clar, în mod clar, secretarul general al județului, secretarul general al prefecturii, atât timp cât este sau lucrează în permanență cu oameni care sunt asumați și numiți politic sau care după CJ câștigă alegeri pe un nominal electorale, politice, în mod clar lucrează cu politic și în mod clar ține o zonă de legalitate pe care o discută întotdeauna, fie cu prefectul, cu subprefecții sau după caz cu președintele Consiliului Județean. E normal. Dar nu e un post care teoretic să-l pui pe masa discuției la o negociere. Posturile de subprefect cât și alte posturi sunt în continuare în negociere. A, deci în momentul, deci ca și postul de prefect. Deci da. Așa, am înțeles. Da, cu subiect și predicat se negociază. Am înțeles. Și o să vedem când o să închidem sau să închidă aceste negocieri, vom ști să explicăm și mass media și printre dumneavoastră. Părerea dumneavoastră este, care este, când vor fi alegerile, peste 2 ani sau nici nu mai știu? 2024. 2024, da? 2 ani aproximativ. 2 ani și ceva. Până atunci, având în vedere ce se mai poate întâmpla în perioada următoare, adică să avem probleme în zona externă apropiată, să avem probleme care țin de capacitatea populației de a ține pasul cu prețurile, pentru că bugetul este cât este, dar nu cred că poate face față la asta, să ne putem aștepta la un 2012 redivivus, adică USL? Ar putea să se numească altfel. Nu, același format mă refer. Da, nu, că filmele astea, știi, care sunt acum în serial, greu de ucis 1, greu de ucis 2, greu de ucis 3, e una, dar USL 1, USL 2, nu știu dacă merge. În 2024 e greu să vă dau un răspuns la întrebarea pusă dumneavoastră. În mod clar, cel puțin din partea Partidului Național Liberal, intenția de a avea această alianță într-o formă de guvernare solidă până în 2024, să respectăm ceea ce ne-am angajat. PNL-ul dorește să-și țină promisiunea cu care a intrat în această alianță, aceea de a guverna eficient până în 2024 și cu siguranță în actul de guvernare. Ce va fi în 2024, nu cred că se poate, adică în niciun caz în PNL nu s-a hotărât să luată astfel de decizie și e greu să spui astăzi, final de 2021, că în 2024 faci o alianță, nu știu, cu USR-ul, cu PSD-ul, cu alt partid până atunci, sau candidez singur, sau care va fi viziunea. Este mult prea prematur să antamăm astfel de discuții cu astfel de viziune. Sigur, în politică se poate întâmpla orice. Da. De ce v-am întrebat asta? Pentru că acum 2 ani, dacă spuneai cuiva și știți, eu am mai spus-o și alții, am mai spus-o, că pe la sfârșitul anului 2021 vom avea un guvern PSD-PNL, se uita lumea la tine așa ciudat. Zicea că ești la... Și zicea că ești un pic plecat de acasă. În momentul în care s-a format această alianță, toată lumea ne-a asigurat că, domne, în 2024 fiecare vom merge pe drumul nostru. Dar nimeni n-a spus dacă drumul nostru înseamnă drumul nostru comun sau drumul nostru al fiecăruia. Eu înclin să cred că va fi un drum comun. De ce? Nu știu, n-am niciun element. Dar probabil că... Poate să existe și această perspectivă. Depinde acum ce înseamnă acel drum comun. Înseamnă în 2024 avem 4 runde de alegeri. Europarlamentare locale, care probabil locale vor fi unite cu... Asta e o gândire proprie... posibil să fie unite cu generalele, cu parlamentarele
Și după aia prezidențiale sau prezidențialele se unește cu parlamentarele. E discutabil aici pentru că 2020 anul trecut, în plină pandemie, știți că alegerile au fost puțin date peste cap ca și dată, adică în loc să le ținem undeva în prima duminică din iunie, s-au ținut în ultima duminică din septembrie, pe un 27, dacă nu mă înșel. Sens în care trebuie să duci alegerile în 2024, cred că una din cele două din patru runde vor fi probabil în aceeași perioadă. Cele patru runde de alegeri, e greu să spui că mergi în alianță cu cineva. Există probabilitatea sau posibilitatea ca după alegerile parlamentare generale, mă refer, să poți să gândești din nou o zonă de construcție pe o alianță ca cea din prezent, dacă vom avea semnale că alianța asta a mers bine. Eu mă gândesc că la parlamentare s-ar putea să avem o asemenea alianță. Adică listă comună, vă referiți? Listă comună. Mi-e greu să cred. La momentul ăsta mi-e greu să cred. Eu o să pun emisiunea asta deoparte, undeva acolo să nu spun, deci, repet, nu spun că e imposibil, dar mi-este foarte greu să cred că va fi listă comună. Da. Din punctul meu de vedere, dacă vă faceți bine aminte, în anul 2012, acea construcție, de altfel, cea mai mare construcție din România după decembrie 89, care a însemnat USL-ul de atunci, făcut de Crin Antonescu și Victor Ponta, a măturat în alegeri, dar au luat aproape 70% scor parlamentar în România, inedit. Dar atunci era o cauză comună, era un dușman de clasă, ca să zic așa, comun. Adică toată alianța, toată retorica din acea timp s-a dus înspre Traian Băsescu și tot ceea ce reprezenta Traian Băsescu în România lui 2012. În 2000, pentru că alegerile la noi în România de obicei sunt pe emoție negativă, împotriva cuiva. Se câștigă împotrivă. Nu se câștigă pe plan, nu se câștigă pe construcție, nu se câștigă pe proiect, nu. Se câștigă pe sentimente negative. În 2024, nu știu împotriva cui ar fi. Știți cum e? Prietenii de azi sunt cei mai siguri dușmani de mâine. Și nu vorbesc de prietenii din coaliție. Da, putem aștepta să vedem ce se întâmplă. Bun, acum, așa pe final de emisiune, să presupunem că eu sunt, Doamne ferește, liderul PSD. Din Neamț sau? Din Neamț. Am înțeles. Și suntem la o discuție aici și împreună spunem ceva de genul, doamne, hai să vedem care sunt principalele priorități pe care trebuie să ne dăm mâna în județul ăsta. Una, două, trei, patru. Începeți dumneavoastră? Încep eu. Hai să încep eu. Dacă și să întind o mână către PNL. Sunteți și președintele Consiliului Județean. Haideți, adică încep și întind o mână către PSD. Ei, domnul președinte, sau nu știu cum discutați de asta cu domnul Arsene, John... Nu, ca de la președinte, la președinte. Deci atunci, domnule președinte al PNL, eu sunt dispus să vă ajut foarte tare, uite, să rezolvați problema de la Piatra Neamț. De ce probleme? Acolo la Piatra Neamț, noi aveți niște probleme cu subfinanțări, cu proiecte. Hai, domnule, că până la urmă e orașul emblem al județului. Hai, domnule, să vedem cum facem cu asta. Uite, eu vorbesc, cu cine trebuie să vorbesc eu ca să putem obține o finanțare legal, bineînțeles. O finanțare pentru ca să rezolvăm problema aia cu apa. Cu cine vorbiți dumneavoastră să rezolvăm un pic, să scoatem din canalizare orașul. Da, din punctul meu de vedere, problemele lui municipiului Piatra Neamț sunt problemele care ar trebui să-l încarce foarte mult ca și timp și ca volum de activitate și ca și gândire pe domnul Carabelea, pe domnul primar de Piatra Neamț, una la mână, doi la mână, domnul primar de Piatra Neamț să știe ce vrea prima dată de la proiectele pe care are și nevoile sau necesitățile financiare pentru a implementa proiecte și a rezolva probleme. Când o să știe și o să aibă o listă în sensul ăsta, domnul Andrei Carabelea va primi sprijin necondiționat în măsura posibilităților pe care eu le-am sau colegii le-au. De altfel, primăria Piatra Neamț s-a primit prin HG, prin rectificare bugetară, suma de 50 de miliarde de lei vechi, adică 5 milioane de lei. Tocmai am scris că va primi. Și Consiliul Județean primește și el 6 milioane jumate.
Bine, la Consiliul Județean știm unde să ducă. Bun, acolo e la problema. DGHSPC, corect. Acolo se duce spre DGHSPC. De altfel, nevoia lor era mai mare, cred că, pe DGHSPC a Consiliului Județean. Așa. Problema este, eu am și spus, așteptăm o ședință de Consiliul Local să ni se spună cum se cheltuie cei 5 milioane, 50 de miliarde lei vechi, da? Și cum s-au cheltuit ceilalți care au venit de la fondul. Încă 50 de miliarde. Deci 10 milioane sau 100 de miliarde lei, da, vechi, care dacă iei și îi pui deoparte și pui deoparte necesitățile alea de datorii și așa, da, ar fi putut scădea niște datorii. Deci, anul curent, Primăria Municipiului Piatra Neamț a primit de la Guvernul României suma de 100 de miliarde lei vechi doar de la Guvernul PNL, la rectificare bugetară. Și a mai primit încă 5 miliarde sau 5 miliarde jumate lei vechi de la Consiliul Județean Neamț, la rectificarea care a avut-o Consiliul, da, Județean Neamț. Deci, ceea ce am apreciat la momentul respectiv, deschiderea pe care a arătat-o la momentul respectiv colegii din coaliție, adică cei de la PSD. Revenind la problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră mai devreme, eu cred că prioritare pentru Neamț sunt câteva lucruri. Sunt găsirea unei surse de finanțare în perioada imediat următoare pentru edificarea unui spital județean nou, pentru că spitalul actual, numai spital, aproape nu mai e. Și asta cred că este extrem de important pentru sănătatea nemțenilor din tot ce înseamnă arealul județului Neamț, că sunt aproape 400 și ceva de mii de locuitori astăzi în Neamț. Este extrem de important lucrul acesta. Este extrem de important să ne batem fiecare pe zona lui de influență sau de putere la București, adică atât eu cât pe de o parte, cât și domnul Arsenie pe de altă parte, pentru ca autostrăzile cele două, A7 și A8, cele două tronsoane care tranzitează județul Neamț, să se materializeze, să le avem în lucru într-o perioadă cât mai rapidă. Asta este extrem de important. Eu m-aș bucura să avem în lucru și drumul Piatra Neamț-Bacău. Păi aici vreau să ajung. E un proiect care ține și de CJ în mod deosebit, ține de CJ pentru că a fost unitate de implementare. Piatra Neamț-Bacău e un drum expres extrem de important care să scoată Piatra Neamț spre Bacău cu deschidere și după aceea să te urci pe autostradă spre București, spre sud până la urmă. Mai sunt și alte proiecte. Anghel Salin e un proiect mare național unde trebuie să găsim... Apropo, cum ar putea fi făcut? Eu am înțeles așa că s-au trimis proiecte pe, da, Anghel Salin, fiecare oate două parcă sau ceva de genul ăsta. Marea majoritate au trimis două proiecte, sunt și primării care au trimis ori un singur proiect, ori mai multe, 3-4 proiecte. Așa. Bănuiesc că în momentul alea când s-au făcut era guvernul PNL, USR, UDMR. Acum, da, avem un alt guvern și probabil că una din discuții a fost și asta. Băi, cum rezolvăm cu proiectele astea? Părerea mea este... Se va ajunge la discuții în teritoriu sau totul se va tranșa la centru? Nici nu e logic să le discutăm neapărat în teritoriu, să le negociem. Părerea mea că lucrurile vor fi... Noi avem 50 de miliarde banii alocați multe anual pe 6 ani pentru Anghel Salin de către Guvernul României, iar proiectele în totalitatea lor depuse sunt de 135 de miliarde, adică de 2,5 ori mai mult, aproape 2,8 ori mai mult. Probabil că și vă se deschide și în ianuarie, februarie, ce de zi, se deschide tot pe Anghel Salini și potențialul de a depune pentru gaz, înființare sau extindere rețele gaz. Asta înseamnă o altă alocare bugetară doar pe segmentul gaz, gaze naturale. Cred că din toate proiectele se vor ținti de fiecare primărie și aici trebuie o discuție solidă făcută și o evaluare de către Ministerul Dezvoltării și sigur putem discuta și noi la București într-un format și în coaliție, ca fiecare primărie să-și identifice un proiect prioritar, principal, pe care vrea să-și îl implementeze până în 2024, fie că e apă sau canal, fie că e infrastructură rutieră, pe acel proiect să marjeze și pe acel proiect să se bată, să-l aibă contract de finanțare semnat cu Guvernul României, cu Ministerul Dezvoltării și respectiv după aia scoate la licitație. Din cele două proiecte, asta este părerea mea, care s-au depus de fiecare primărie, indiferent de culoarea politică, cred că un singur proiect va fi eligibil, dar un proiect va fi sigur eligibil. Da, acum depinde și de mărimea OAT-ului, depinde și de proiect. Depinde și de valoarea proiectului. De valoarea proiectului, pentru că să aprobi un proiect la Piatra Neamț pentru o grădiniță...
Dar nu sunt proiecte de grădiniță. Nu, zic, am dat un exemplu așa. Sunt proiecte cu sume mari. Da. Una e să aprobe asta și alta e să aprob să rezolve străzile alea care se opresc, au fost asfaltate, se opreau în câmp. Înspre nicăieri. Înspre nicăieri. Trecau din niciunde și se opreau nicăieri. Bun, acum... Astea sunt priorități care le-am spus, pentru că fiecare județ, fiecare localitate are nevoie de investiții. Investiții, nu numai că cresc standardul de viață, că ai drum, că ai canal, că ai apă, că ai gaz natural. Investițiile duc și la o zonă pe orizontal, dacă vreți, de dezvoltare economică. Înseamnă resursă umană care va lucra, înseamnă materie primă, materiale de construcție, înseamnă societăți, firme care vor lucra din județul Neamț, înseamnă bani, adică sute de milioane de euro care vor intra în județul Neamț și se vor regăsi și în economie în județul Neamț. Se vor regăsi inclusiv în încasările pe care CJ-ul sau primările le vor avea în perioada următoare, ceea ce e foarte bine. Asta trebuie să fie principalul aspect care trebuie să... Ar trebui să-l discutăm. Da, și să fie prioritar. Dar la principalele subiecte prioritare, sigur, trebuie să existe și o coeziune din punct de vedere administrativă și politică în NAMS, ca, eu știu, lucrurile să poată fi generate cu bun simț politic și cu maturitate. Dacă se va dori, dacă nu se va dori, e loc și de război, adică nu e problemă. Nu ne dăm înapoi, nu fugim de război. Acum știți cum e în ziua de azi, războiul este... Se poartă cu totul și cu totul cu alte arme decât înainte. Păi nu, eu vorbesc de un război în sensul politic, nu în sensul, doamne ferește, când ne batem pe sărat. Apropo de asta... Adică PNL Neamț nu fuge sub nicio formă nici de adversar politic, nici de război, nu e frică și suntem în prima linie, nu avem o problemă cu treaba asta. Eu aștept... Dar nu va fi, nu va genera bine pentru județ. Eu aștept cu nerăbdare, pentru mine semnul de împăcare ar fi ăsta, dom'le, un comunicat de la PNL în care să vorbească despre lucrurile bune făcute de PSD în Neamț și unul de la PSD să vorbească despre lucrurile bune făcute de PNL în Neamț. Acum nici nu trebuie să ne lăudăm unii pe alții că ne omorâm. Nu, dar nu e vorba de lăudat. Pur și simplu, de ce zic asta? Pentru că atunci ne-am dat seama că da, dom'le, a existat o asumare. Știți cum e? Vezi, fiecare parte și asta e o chestie chiar corectă. Are un electorat țintă. De exemplu, electoratul PSD-ului e un electorat care înseamnă, în linii mari mă refer la asta, înseamnă că toți cei care sunt pensionari votează PSD, doamne ferește. Dar un electorat țintă care înseamnă zona asistență socială, alocații, zona de pensionare, zona de bugetari. Funcționari publici, corect. Mulți. Vreun milion și ceva în România, 1.300.000 cred. Nu, eu vorbesc de zona PSD. Păi da, 1.300.000 de funcționari publici care... Aceste categorii descrise mai devreme reprezintă un electorat țintă al PSD-ului. Electoratul țintă al PNL-ului este diferit de cel al PSD-ului. Noi avem politicile pentru zona de dreapta, pentru ceea ce înseamnă investiții, investitori, ceea ce înseamnă oameni de afaceri, IMM-uri, angajații din sistemul privat și antreprenoriat. Deci sunt două platforme, să spun, care merg în paralel. Trebuie să existe și protecție socială, trebuie să existe și măsuri proactive pentru mediul de afaceri, pentru că, până la urmă, taxele și impozitele sunt plătite de privat, iar din banii colectați de la privat susții aparatul bugetar, susții pensiile și susții măsurile sociale în România. Da, ne oprim aici. Eu aștept să ne... Momentan, dar ne mai auzim în cursul acestei săptămâni. Eu aștept comunicatul, nu? Aștept comunicatele sau unul comun. Cine știe, așa, ar fi chiar interesant. După ce se mai așează un pic lucrurile și trecem probabil și de sărbători, vom putea să ajungem să discutăm despre lucruri serioase. Pensii, ce se va întâmpla, ce se va întâmpla cu pensiile speciale, ce se întâmplă cu referendumurile care n-au fost puse în aplicare, gen 300 de parlamentari, pentru că acum va exista, nimeni nu va mai putea spune nu putem face, pentru că majoritatea este atât de covârșitoare în Parlament, încât asta spune, știți, nu putem că n-avem lege, nu mai e valabil. Valabil ar fi fost înainte, acum nu mai e. Vă dorim o săptămână spornică, ca să spun așa, cu negocieri bune.
din toate punctele de vedere. Vă mai așteptăm pe la noi. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Eu vă spun după domnul Lazar, la revedere. Deci, prima dată vă spun o zi bună. Eu vă spun așa, să ne vedem cu bine, să fim sănătoși, să ne oprim cu literele grecești sau cu cuvintele grecești la Omicron, să nu mergem mai departe, să avem grijă de noi, că nu știm cât mai merge chestia asta cu asistența socială dusă la extrem. Și nu uitați ce v-am spus de multe ori, păziți-vă așa cum, ca și când, nimeni nu are grijă de dumneavoastră. Este modalitatea cea mai simplă să fiți în siguranță. Cele bune!